Pentru Publicis, folosirea comunităților în marketing este tema. Sunt curioasă ce comentarii o să avem și ce întrebări vom avea. Ne primim de obicei după evenimente destul de multe întrebări și ne dăm seama atunci cel mai ușor care au fost prezentările, cel mai mare interes din partea publicului. Ok? Bună ziua! Așa, titlul destul de boring, dar conținutul probabil sper să nu fie așa. Dacă ne uităm la ce se întâmplă astăzi cu comunicarea, cred că lipsesc două mari componente care ar putea ajuta foarte mult. Toate brandurile sunt într-o căutare permanentă de relevanță. Și comunitățile pot să ajute enorm. Problema este că, în momentul ăsta, nu marea problemă este că oamenii nu dau atenție marketingului și mesajelor în general, ci că, în general, nu le pasă, nu le mai pasă de ce se întâmplă. În frica asta, poate datorită crizei, poate datorită altor lucruri, de a nu supăra pe nimeni, de a nu aliena poate și un consumator, toată lumea merge așa, pe coș de ouă. Și totul pare la fel. Ne uităm cu stupoare că în comunicare, unde toată lumea trebuie să inoveze, nu toți vorbim de inovație, și ce iese în orice canal de comunicare, pare totul făcut după un șablon. Deși fiecare a fost gândit pe alte criterii, aveau alte obiective, fiecare brand avea drumul lui, practic ce ar trebui noi să facem, cam asta ar fi. Să aducem elemente în conversațiile oamenilor de zi cu zi. Și asta nu înseamnă să vorbim numai despre brand sau numai din punctul de vedere al brandului. Uităm prea des că viața consumatorilor nu se învârte în jurul brandurilor noastre, în jurul mesajelor noastre, ci în jurul vieții, nu? Și oamenii sunt, în general, cum știm cu toți, niște ființe complexe. Deciziile nu sunt simple. Suntem ființe mânate de pasiuni, de interese, de nevoi și de contexte. S-a vorbit și mai devreme de contexte, o mică paranteză de la comunități, deși la fel de importante. Relaționând cu contextele și cu topicurile hot ale conversațiilor, se pot face minuni pentru relevanță. Ăsta, de exemplu, e un quick and dirty ad. În Statele Unite știți că este Super Bowl-ul, cea mai vizionată competiție sportivă din lume. Și la un moment dat, în timpul competiției, în mijlocul finalei, a căzut curent electric. Și cei de la Oreo au ieșit cu această mini-campanie, mai știu, pe Twitter, pe Facebook, nu mai țin minte, la vreo 15 minute după blackout-ul respectiv. Și toată lumea, dacă vă uitați la ea, nu pare niciun fel de mare, nu știu, inginerie. Dar contextul a făcut-o să devine extrem de relevantă. Și toată lumea a apreciat-o și a vorbit despre ea, a împărtășit-o. Asta apropo de valoarea contextului. Și un alt exemplu care mi se pare extraordinar de interesant, cu atât mai mult dacă combin contextul cu comunitățile. Pentru cine nu vede, e o campanie în care se sfârșește o promoție gratis pătutul respectiv pentru copiii care se vor naște la 9 luni din momentul respectiv și era de Sfântul Valentin. E greu de discutat acum dacă această campanie a fost făcută atunci când știi că se apropie contextul, poate au propus-o cu un an înainte și au pregătit logistica și costurile și așa mai departe, dar asta înseamnă să valorifici o comunitate interesantă care probabil altfel poate mai greu ar fi ajuns la Ikea, s-ar fi adus la, nu știu, Mothercare sau eu știu ce alt magazin specializat. Și un context în care toată lumea vorbea despre, ok, iubire, relații și așa mai departe. Cred, cum spuneam cu tărie, că contextele și comunitățile sunt foarte legate. Acum, brandurile în general și, ok, subscriu la asta, din păcate, și agențiile, pentru că există un parteneriat, nu cum se spune, textul to tango. Trebuie să evolueze de la a se gândi doar la canalele unde, pe
care le au, nu? Asset-urile proprii, la pagina lor de Facebook, spotul lor TV și așa mai departe, unde în general, evident, fiecare brand acționează ca un fel de polițist, nu? Are grijă ce spune, cum spune, controlează lucrurile. Să ajungă în arenele consumatorilor, practic locurile unde consumatorii fac ce fac ei în mod normal și unde brandurile trebuie să fie participanți. Un principiu de comunicare care mi se pare extrem de relevant și extrem de ignorat destul de des este ăsta. Mergem și vorbim de, și ne așteptăm ca toată lumea să vină acolo unde a construit brandul ceva și tot să interacționeze și să zică ce e interesant. Poate ar trebui să ne luăm după ursul grizzly care se duce la migrația somonului și așteaptă să vină peștele, dar știe că peștele e deja acolo. Nu se duce, stă în pădure și așteaptă somonul. Practic trebuie să interacționăm cu oamenii în propriul lor teren de joacă. Să fim în mijlocul lucrurilor pe care oamenii deja le fac, unde ei deja sunt și să generăm conținut, subiecte, conversații. Cum spuneam mai devreme, să le înfrumusețăm viața, conversațiile, să ne integrăm în viața lor. Acum lăsăm o parte de discuție despre content, continuăm despre comunități. Comunitățile sunt importante din multiple feluri, sper să punctez câteva din ele, dar o întrebare absolut importantă este ce comunitate, pe care trebuie să-și o pună orice brand, ce comunitate ar împărtăși experiența sau campania sau mesajul respectiv. Și asta trebuie să fie una din principalele întrebări când creezi un brief către o agenție de publicitate sau când o agenție se gândește la ceva. Ce comunitate ar găsi treaba respectivă relevantă? Cum zicea și Marc, în comunitate deja există. Oamenii au diverse interese, pasiuni, sunt mânați de diverse lucruri și devin comunități. Poate nu în definiția din dicționar a ce înseamnă o comunitate, într-o definiție mai largă și comunitățile astea există și brandurile ar trebui să se ducă după ei, nu să sară cu capul înainte să-și construiască comunitățile de brand. Acum, cred că punctul de plecare pentru o dezvoltare, pentru o strategie de comunicare ar trebui să fie asta. Identificarea, în primul rând, a comunităților existente și identificarea dintre comunitățile existente ale celor mai importante și relevante pentru brand. Pentru că un conținut relevant, nu un mesaj relevant, important, nu se face numai vorbind în perspectiva brandului, ci înțelegând comunitățile de oameni care urmează să fie purtate. Ăsta este un exemplu absolut fantastic, cel puțin pentru mine a fost o revelație când l-am văzut. O caricatură, un infografic, depinde cum vreți să-i ziceți, care a fost pusă pe BuzzFeed, un fel de mică rețea de socializare de împărțit chestii cool, ca să-i zic așa. Și a fost cel mai, al șaptelea cel mai vizionat și apreciat post din săptămâna respectivă și al patrulea cel mai share-uit post din săptămâna respectivă. La fel, apropo de puterea contextului. Evident că poți să spui că succesul acestui mic infografic nu a venit din noroc, din faptul că a folosit umorul, că infograficele sunt pe val și toată lumea le apreciază, dar a contribuit mult și faptul că se adresează mai multor tipuri de comunități. Diverse, care practic aparent n-au nicio legătură una cu alta și a putut să le aducă împreună. Nu? Și astfel a generat și-a numit o social currency și a reușit să ajungă în locuri în care, probabil, altfel n-ar fi ajuns. Asta e un model de a gândi lucrurile și de a construi campanii și mesaje întregi. Acum, din punct de vedere al comunităților, există șase mari tipuri de comunități. Comunități de purpose, de practice, comunități ce țin de loc, oamenii din Brașov, de exemplu. Comunități care țin de circumstanțe, nu? Toți cei care au piciorul în gips sau mămici sau eu știu mai ce. Comunități de brand, nu? Pasionații de Harley Davidson și așa mai departe. Comunități de interes. Una din cele mai importante, greu de accesat comunități, comunitățile de interes. Acum, în mod normal ar trebui să pleci, să plecăm de la identificarea diverselor comunități. Pasul 2 ar fi evaluarea
și alegerea celor mai relevante comunități din pool-ul acela enorm de diverse comunități. Deci alegerea celor mai relevante comunități pentru brandul respectiv sau pentru proiectul respectiv. Noi ne-am dezvoltat un fel de set de metrics care să ne ajute la acest filtru. Și aici e importantă discuția despre cum poți să îți dai seama care este comunitatea relevantă. Și nu trebuie să fie numai din perspectiva brandului. Normal că ar trebui să existe, adică în metrics-urile respective ar trebui să existe și un brand fit și un message fit, dar poate să existe, de exemplu, și un platform fit. De exemplu, un produs se lansează cu o dimensiune tehnologică foarte mare. Are o componentă tehnologică interesantă, inovativă. În momentul ăla, în loc să marșezi pe, ok, final benefit-ul respectiv, poți să o faci, dar te poți gândi și că te poți adresa comunității de pasionaților de tehnologie. Pentru că este built-in în produsul respectiv. Apoi, ar trebui o radiografie a fiecarei comunități și identificarea elementelor care definesc, nu știu, resursurile interne ale comunității respective. De la ritualuri, locuri unde congreghează, locuri unde își fac cumpărăturile, branduri, unde, branduri care accesează bine comunitatea. Pasul următor ar fi identificarea conectorilor, influențatorilor din fiecare comunitate aleasă. Pentru că, da, fiecare comunitate are un număr de oameni care o influențează, care sunt mari generatori de content pentru comunitatea respectivă. Și, în ultimul rând, evident, generarea de conte de activări relevante comunității respective. Tot auzim de diverse legende urbane sau de lucruri frumoase pe care ar vrea să le obținem, nu? Despre, pentru brandurile noastre, nu? Brand utility, relevanță, social currency și toată lumea întreabă, ok, cum facem și noi chestia asta? Cred cu tărie că aceste comunități și folosirea comunităților și în legătură cu contextele, e un răspuns foarte bun la treaba asta. Practic, comunitățile sunt un fel de conectori și influențatori ai audienței. Și nu sunt doar un hobby, pot fi exact un tool de comunicare. Pentru că, de exemplu, dacă analizezi o comunitate, poți identifica lucruri care să te ajute să generezi conținut. De exemplu, ritualuri pe care le face o anumită comunitate. Da? Și poți să creezi lucruri care să răspundă acelor ritualuri. Triggers de activare sau de interes. Poți să construiești inclusiv o strategie de, nu știu, de evenimente pentru un brand. Te uiți care branduri funcționează sau accesează bine comunitatea respectivă și în loc să te gândești numai ce să construiești tu pentru, te duci unde ei sunt deja. De exemplu, poți considera că Red Bull accesează bine comunitatea de nu știu, muzică de DJ. Pe lângă alte tipuri de comunități, nu? Extreme something. Și te poți duce tu cu un brand mai mic, în loc să stai să construiești tu diverse okay, evenimente sau diverse strategii, te poți duce pe locuri unde deja există, congreghează bine comunitatea respectivă, pe care, de exemplu, accesează bine brandul respectiv și te ajuți de treaba asta să-ți creezi tu propria strategie de evenimente. La fel, o analiză a unei comunități poate da puncte de contact. Îți poate da canale noi de comunicare. Te duci în locurile unde își fac cumpărăturile persoanele din comunitatea respectivă. Sau în locurile de unde își iau informații. Sau în locurile unde împărtășesc informații și diverse povești. Și asta e ultimul slide. Apropo de comunități, pot fi mari, pot fi mici, important este să fie relevante. De exemplu, există o comunitate, nu poate în accepțiunea cuvântului din dicționar, cum ziceam mai devreme, a pasionaților de tricouri cu mesaj. Dacă vă uitați la un concert, de exemplu, sau mergeți pe stradă, o să vedeți foarte multe persoane, nu cu tricouri, cu diverse mesaje. Mai mult sau mai puțin funky, e o comunitate. Dacă te gândești cum poți integra tu
un mesaj interesant, brandul tău în comunitatea respectivă, ai accesat o comunitate pe care altfel nu s-a uitat la tine, ba mai mult poți să accesezi și o comunitate care e tangențială cu treaba asta, nu? Cei care sunt fotografi amatori. Și în zilele noastre, când toată lumea are câte un telefon, cred că suntem cu toții o comunitate de fotografi amatori. Și când vezi ceva interesant, tind să faci poză. Nu vă zic în română, că sună mai așa, țineți minte, era, a fost, a circulat pe net în toate părțile. Era un tricou pe care îl purta un tip pe o motocicletă, pe un Harley, și pe spate scria "If you read this message, the beach fell off." Acum, poate suna puțin extrem, dar în comunitatea respectivă de bikeri a fost extrem de interesant și relevant și share-uit și căutat tricoul respectiv. E un exemplu mic, tocmai pentru că discuția poate fi foarte mare sau foarte micro, despre cum poți folosi comunități. Mersi! Mulțumim, Alex! Întrebări, dacă aveți, vă rog. Toată lumea vrea o comunitate, toată lumea își dorește să construiască o comunitate. De aceea a fost și un subiect pe care noi l-am căutat și am dorit să-l dezvoltăm. Și în continuare, tocmai pentru că Alex a